Peștinii și musulmanii sunt topiți după fotbal la Zenița, unde Naționala va da bătălia cu Bosnia mâine seară la Antena 1 de la ora 21:45. Atmosfera din oraș amintește de România anilor 90. În Zenița, orașul unde tricolorii vor înfrunta Bosnia, trăim o întoarcere în timp în România anilor 90. Sunt 30 de ani de la războiul din Bosnia, iar musulmanii și creștinii trăiesc în pace la Zenița. Cimitirul în care sunt înmormântate victimele războiului amintește de ororile trecutului. Stadionul pe care va juca Naționala are puțin peste 15.000 de locuri. O biserică creștină e în spatele unei peluze și o moschee e situată la cealaltă peluză. Naționala revine la Zenița după 11 ani, tricolorii fiind învinși atunci de golul lui Dzeko din finalul partidei. Ultrașii din Zenița sunt pregătiți pentru marele meci. Football means for me is mean for everything. What do you think it will be the result tomorrow? 2-2. I think Romania is stronger than us in this time. Ultrasul bosniac a lucrat în hotelul în care a fost cazată Naționala pe vremea lui Mutu. I tell him, Mutu, come here, can I picture with you? Okay, can we something to drink? I don't believe he played in Chelsea. That is for me it was big. Și turcii din Zenița au un idol din România. I know. Fanii României se pot răcori cu înghețată la Zenița.